Pregătirile pentru campionatul mondial de rachetă modele organizat de către Primăria Municipiului Buzău, cu sprijinul Federației Române de Modelism și Federației Aeronautice Internaționale, au început încă din vară. Organizatorii au trebuit să țină cont de măsurile impuse de autorități în contextul pandemiei. Din 22 august, da, mai exact, de atunci pregătiri, sponsorizări, discuții cu televiziuni, mass media, radio, și orice altă categorie de posibil parteneri care să ni se alăture, planuri de amplasament, că la rachetomodelism e cu totul alt aranjament, ca să zic așa, în teren, ne trebuie spațiu. Aici avem undeva la 12 hectare, așa, ca dimensiune, corturi, da, o întreagă logistică între locurile de lansare, între țări, să mai punem încă 2,5 metri, că, mă rog. După primele 3 zile de competiții au apărut rezultatele pentru echipa României. A fost înregistrată prima medalie de aur. Până în momentul de față, da. Cea mai mare satisfacție este chiar în a treia zi de concurs cu directorul FAI, în momentul de față, al Federației Aeronautice Internaționale. Chiar am discutat că era surprins de faptul că n-am avut nicio contestație. Până în momentul de față n-am avut niciun fel de reclamație și care lucrurile ar fi la superlativ. Dar să nu fiu chiar atât de optimist cum este mie felul și să așteptăm să se încheie până la urmă competiția asta. Până în momentul de față vă spune doar așa, că ieri au câștigat, deci din start, din debutul competiției, au luat o medalie de aur la parașută. Astăzi, în momentul de față, să bat la girocopter. Suntem acolo pe primul loc momentan, dar deocamdată startul încă nu s-a încheiat, așa că nu putem trage nicio concluzie, dar miroase a medalie. Germania, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Italia, Bulgaria, Lituania, Letonia, Olanda, Polonia, Ucraina, Slovacia, Serbia, Spania, Belarus, Uzbekistan și România se întrec în aceste zile pe cer între localitățile Spătaru și Gomoiești în cea mai mare competiție de rachetomodele din lume.